Modul în care televiziunile și presa din China relatează despre războiul din Ucraina arată cu cine ține Beijingul în acest conflict, scrie CNN. Radiodifuzorul național le prezintă cetățenilor chinezi invazia drept o operațiune militară specială. Conform Digi24, în declarații publice și la summiturile internaționale, oficialii chinezi au încercat să stabilească o poziție aparent neutră cu privire la războiul din Ucraina, nici condamnând acțiunile Rusiei, nici excluzând posibilitatea ca Beijingul să acționeze în mediator într-un impuls pentru pace. Dar, dincolo de mesajele internaționale, modul în care este tratat subiectul în presa de stat arată adevărata abordare a Chinei. Cetățenilor chinezi li se spune că Statele Unite ar finanța un program de arme biologice în Ucraina, iar președintele rus Vladimir Putin este o victimă care luptă pentru o Rusie sub asediu. Jurnaliștii au analizat aproape 5.000 de postări pe rețelele sociale publicate de 14 instituții media de stat chineze în primele 8 zile ale invaziei Rusiei. Dintre cele mai distribuite 300 de postări, aproape jumătate erau în mod clar proruse. Adesea conțineau informații atribuite unui oficial rus sau preluate direct din presa de stat din Rusia. Nu este clar în ce măsură aceste postări sunt în mod explicit rezultatul unei campanii de propagandă coordonate între cele două țări.